Dumnezeu, la Evanghelia după Matei, capitolul 25, voi citi câteva versete, începând cu versetul 14. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul pentru această seară frumoasă, binecuvântată, în care am venit cu toții aici la casa de rugăciune să ne zidim sufletește, să mai creștem spiritual, să ne apropiem de Dumnezeu și, așa cum erau și frumoasele versuri de cântare, să fim disponibili pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Am fost plăcut surprins de cântarea aceasta, pentru că sora nu știa că intenționam să predic de aici, din pilda talanților, și cred că așa le rânduiește, le potrivește Dumnezeu, pentru că El ne vrea binele, suntem copiii Lui și totdeauna Dumnezeu are pentru noi un mesaj care să ne determine la acțiune, un mesaj care să ne ajute să combinăm pocăința cu slujirea. Și cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre trăsăturile slujirii care va fi răsplătită de stăpân, adică de Dumnezeu. Bineînțeles, aș începe prin a puncta încă o dată adevărul acesta că pocăința ar trebui să conducă la slujire. Mântuirea duce la slujire. Autorul Epistolei către Evrei spunea în capitolul 9 cu versetul 14 despre efectul jertfei lui Hristos: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte. De ce? Adică ce urmează după această curățire, după această spălare și înnoire? Ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Există această tendință ca unii să spună: doar nu sunt mântuit prin fapte sau prin slujire. Prin urmare, poate că slujirea mea nu este atât de importantă, se poate și fără mine. Și aceasta este o capcană de gândire, pentru că, deși e adevărat, noi nu suntem mântuiți prin slujire, totuși slujirea ne ajută să rămânem în mântuirea lui Dumnezeu. Slujind, practic, noi dobândim stabilitate, creștem spiritual. Efectul oricărei slujiri are un efect invers, adică se întoarce și asupra noastră. Și toți cei care slujiți într-un fel sau altul, cred că puteți confirma această realitate. De exemplu, tu cânți o cântare pentru biserică, dar efectul acelei cântări trece întâi prin tine, te zidește pe tine, ți-aduce ție o stare spirituală foarte bună. Dăm îndemnuri sau frații care predică Evanghelia, pregătești un îndemn, un mesaj pentru biserică, dar înainte de a-l transmite bisericii, acest mesaj trece prin tine. Cuvântul te transformă și pe tine, te maturizează, deci este o binecuvântare și pentru tine. Sau dacă faci o faptă bună, te gândești că ajuți un sărman, ajuți un nevoiaș, deci este o faptă altruistă pentru cineva, dar vei vedea o ungere specială,
O mângâiere pe care Duhul Sfânt o lasă și peste inima ta, că te simți util. Simți că ai făcut ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu și în felul acesta, slujindu-i pe alții, de fapt, primii binecuvântați suntem noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem caracterul slujirii. Mi-amintesc că eram în Anglia și la un moment dat un prieten bun pe care l-am avut acolo, un tânăr de 33 de ani, credincios, familist, avea și copii, s-a îmbolnăvit subit. Un cancer de piele a dat peste el, noi ne-am rugat pentru el, biserica a stat în mijlocire pentru el, bineînțeles că a fost și tratat, dar în ciuda tuturor intervențiilor, tratamentelor și rugăciunilor bisericii, acest tânăr s-a stins din viață. Dar înainte să se stingă din viață, câțiva frați au stat pe lângă el să-l consoleze, să simtă cu el, să fie alături de el pentru ultimele clipe și un frate păstor i-a pus întrebarea: mai este ceva care te-ar apăsa pe suflet? Și aproape în șoaptă, acest frate a spus așa: n-am făcut mai nimic pentru Dumnezeu. Era un tânăr care venea la casa Domnului, totdeauna și avea locul lui în biserică, era un om de pace în biserică, nu lipsea niciodată, era, cum zicem noi, un om de bine în casa lui Dumnezeu. Dar acum, în fața morții, avea această remușcare, această apăsare că, din punctul de vedere al slujirii, el considera că n-a făcut mai nimic pentru Dumnezeu. Evident că noi nu l-am judecat pe el, dar din prisma afirmației pe care a făcut-o el, ne-am judecat pe noi înșine și ne-am dat seama că atunci când părăsim pământul acesta, și vedeți cât de inevitabilă și de imprevizibilă este această părăsire a pământului, atunci mai contează un singur lucru: ce am făcut pentru Dumnezeu. Restul nu sunt relevante. Multe lucruri facem noi pentru aici, multe lucruri clădim aici pe pământul acesta, suntem oameni activi, oameni harnici, oameni energici și toate astea sunt bune, fac parte din existența noastră, dar dincolo de toate aceste activități pământești, pe Dumnezeu îl interesează ce am trimis în eternitate, comorile acelea din cer pe care noi trebuie să le trimitem, să le pregătim încă de aici, de pe pământ. Slujirea care va fi răsplătită în final, în primul rând, frați și surori, este o slujire personală. Pentru că vedeți cum spune aici Domnul Iisus Hristos, i-a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa, unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 talanți, fiecăruia după puterea lui. N-au primit toți la fel, n-au primit toți aceeași măsură, stăpânul cunoștea capacitatea lor, abilitățile lor, știa cumva măsura fiecăruia și stăpânul le-a dat proporțional cu această măsură. Noi nu avem aceeași măsură, nu avem aceleași daruri, nu avem aceleași chemări, dar toți avem câte ceva de făcut în numele lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Nu-l vedem aici pe cel cu 5 talanți să fi privit așa într-un spirit de superioritate către ceilalți și să zică: ei băieți, ați primit și voi vreo câțiva talanți, se pare că stăpânul nu prea vă vede așa de încredere ca să vă dea și vouă ceva mai mult. El nu se compară cu ceilalți, nu subestimează colegii. Dacă Domnul ți-a dat mai mult, ți-a dat un har mai mare, ți-a dat o măsură mai mare, să nu lăsăm niciodată ca această poziție sau această investiție a stăpânului să ne ducă la vreun duh de superioritate față de ceilalți. Că noi n-avem cu ce să ne lăudăm, toate meritele sunt ale lui Dumnezeu. Dar nu-l văd nici pe cel cu 2 talanți să fi avut așa un complex de inferioritate sau să aibă un spirit de reproș față de stăpân și să spună: stăpâne, totuși mie de ce mi-ai dat numai 2? Adică cumva mă vezi incapabil? Crezi că eu n-aș putea să fac aceeași lucrare pe care o face și colegul meu, căruia i-ai dat 5 talanți? Și să se fi supărat și să zică: dacă mi-ai dat numai 2, nici nu mai lucrez cu ei. Nu are
un asemenea complex, pentru că întotdeauna vei constata că poate alții au primit mai mult. Dar trebuie să te bucuri de ceea ce stăpânul ți-a încredințat ție și să fim conștienți că în cele din urmă stăpânul ne va cere socoteală în raport cu cât ne-a dat. Fiecare va fi judecat, va fi evaluat după măsura pe care a primit-o. Dacă am primit doar 2 talanți, slavă lui Dumnezeu, nu trebuie să mă uit cu ciudă, cu invidie la cei care au 5 talanți, ci să acționez în mod responsabil cu talanții pe care mie mi-a dat stăpânul. Fiecăruia i s-a dat ceva, diversitate de slujiri. Sunt slujbe care se desfășoară aici în casa lui Dumnezeu, slujbe didactice, slujbe de învățătură, levitice, de cântare, frații care slujesc în media și se ocupă, iată, de aspectele astea tehnologice, dar care și ele sunt așezate tot în slujba și pentru slava lui Dumnezeu. Există o mulțime de slujiri care trec dincolo de pereții casei de rugăciune, că nu se rezumă totul la ce se întâmplă aici. Vedeți că în lumea religioasă din jurul nostru s-a conturat această idee greșită privitoare la slujire, că oamenii se împart în două categorii, sunt clericii și laicii. Clerul trebuie să slujească, ei sunt profesioniști, ei sunt specialiști, ei trebuie să-și facă slujba, noi le acordăm eventual un suport și avem și pretenții de la ei să-și facă slujba cât mai bine, dar noi ceilalți, laicii, noi suntem consumatorii, se gândesc ei. Noi nu avem cu ce să ne implicăm, doar eventual noi le dăm nota și apreciem sau nu slujirea pe care o fac aceștia. Mentalitatea lumii religioase nu este conformă cu Scriptura. Vedeți că din punctul de vedere al Scripturii, Biblia nu împarte creștinii în aceste două categorii, ci spune că noi suntem niște mădulare în trupul lui Hristos. Unele mai vizibile, mai proeminente, altele mai nevăzute. Unele cu un rol în dinamica trupului, altele poate cu un rol funcțional. Și Apostolul Pavel extinde această metaforă cu trupul și vorbește despre mână, despre picior, despre ochi, despre ureche. Fiecare mădular își are slujba lui și ceea ce este foarte important este ca fiecare mădular să rămână la slujba lui, să nu râvnească după altă slujbă. Dacă piciorul vrea să fie mână, dacă ochiul vrea să fie ureche, dacă fiecare râvnește după altceva, trupul ar fi deranjat, ar fi dezechilibrat și din nefericire câteodată se mai întâmplă situații de felul acesta când noi încă nu ne-am identificat bine slujba și poate că mergem într-un domeniu unde nu avem capacitatea să ne descurcăm, unde de fapt nu ne-a chemat Dumnezeu și ne depășim anumite limite pe care nouă ni le-a dat Dumnezeu. Fiecare are de făcut ceva. Ne uităm aici în Biblie și vedem că la un moment dat această femeie înaintată în vârstă, Ana, slujea lui Dumnezeu. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, cu versetul 37, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se mai depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu. Dar ce făcea Ana? Cânta cântări? Nu putea. La vârsta ei nu putea. Dar ce rol avea ea? Ce fel de slujire făcea ea? Și Biblia precizează, slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Există slujiri publice pe care le văd și ceilalți, dar foarte, foarte multe sunt nevăzute de oameni, dar cunoscute de Dumnezeu. Oameni care postesc în ascuns, oameni care se roagă în ascuns. Eu obișnuiesc să-i numesc stâlpii de rezistență ai bisericii. Vedeți că orice casă, inclusiv o casă de rugăciune, are partea asta vizibilă, decorativă, mobilierul, ceea ce noi percepem cu simțurile noastre, cu văzul nostru, dar există o parte nevăzută, structura de rezistență la care s-a lucrat. Și de fapt aia este baza, aia ține casa în picioare. La fel este și când vorbim de acest edificiu spiritual al bisericii, care este format din niște pietre vii, scrie Apostolul Petru. Sunt slujiri vizibile pentru că asta este natura lor, ieși în față, n-ai altfel cum să slujești, te văd oamenii. Așa trebuie să slujești.
Dar sunt foarte multe invizibile, însă și unele și altele sunt binecuvântate de Dumnezeu când le facem din dragoste, le facem cu devotament și când spunem și noi, așa cum era în cântare, Doamne, n-aș vrea să trimiți pe altul în locul meu. Dacă mie mi-ai dat un loc și mi-ai dat un rol, vreau ca să-mi asum rolul și responsabilitatea specifică acestui rol. Domnul să ne ajute la aceasta. Se spune că în antichitate un împărat care avea o orchestră foarte, foarte mare a avut la un moment dat pretenția ca fiecare instrumentist din acea orchestră să-i cânte personal cu instrumentul pe care îl avea. Și unul din orchestră care până atunci a imitat cântarea la flaut, vă dați seama că el a rămas îngrozit și a dat seama că l-aștepta pedeapsa cea mai mare, urma să fie descoperit. Până atunci s-a bucurat de aceleași privilegii, până atunci se prefăcea și el cumva cântă împreună cu ceilalți, dar el nu știa, era un imitator perfect, împăratul nu și-a dat seama, îi dădea și lui salariul la fel ca celorlalți, dar a venit momentul descoperirii. Ce vreau să spun prin ilustrația aceasta este că vine momentul când Domnul ne va întreba personal ce ai făcut tu. Câteodată noi ne ascundem în mulțime și cântăm împreună, și asta este o slujbă, și împreună facem multe lucrări, sunt acțiuni colective pe care le facem în unitate și este foarte bine. Dar dincolo de toate acțiunile pe care noi le facem împreună, ca echipă, ca adunare, ca Biserica lui Dumnezeu, trebuie să ai și ceva specific al tău, un rol al tău. Fiecare, spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3, va fi judecat, va fi evaluat după lucrarea lui, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și Pavel zice, unii au clădit pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, diferite categorii de materiale. Aurul, argintul, pietrele scumpe, am putea spune că reprezintă lucrări de calitate, lucrări care necesită sacrificiu și efort ca să le faci. Nu mergi pe stradă și din întâmplare să dai cu piciorul într-un bulgăre de aur. Ca să dai de aur trebuie să faci o extracție într-un minereu, utilaje, muncă. E un proces întreg, destul de anevoios ca în final să obții aur. Dar lemn, fân, trestie e ceva de suprafață, e ceva care se cam găsește peste tot. Dar lemnul, fânul și trestia sunt niște lucrări inflamabile. Și Apostolul Pavel spune că în ziua aceea când Domnul evaluează lucrarea și o trece prin foc, focul fiind un simbol al judecății, unele lucrări vor fi arse, pentru că n-au fost făcute cu o motivație corectă. Avem de făcut o slujire personală, o implicare personală și noi trebuie să ne identificăm acest rol fără a ne mai compara cu alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Câteodată spunem noi împreună am făcut misiune și de fapt poate au fost numai 2-3. Am întâlnit situații când se spunea noi am plantat 7 biserici, dar de fapt au fost doar câțiva care efectiv s-au dăruit în lucrarea respectivă și s-au jertfit acolo. Ne place să ne asumăm de multe ori niște merite comune. Noi am făcut, noi am mers, e realizarea noastră. Dar de fapt au fost câțiva acolo care s-au dăruit, care s-au consacrat, care au pus inimă și suflet în lucrarea lui Dumnezeu. Deci în seara aceasta, o întrebare onestă, rezonabilă și necesară, pe care trebuie să mi-o pun și pe care trebuie să ți-o pui, ar fi următoarea. Eu ce fac pentru Domnul, dincolo de ce se întâmplă în casa de rugăciune, care este aportul meu în trupul acesta al bisericii, în edificiul acesta spiritual? Fac măcar câtuși de puțin, pentru că vine vremea când stăpânul ne va cere socoteală. Doamne, dă-ne putere să te slujim personal. A doua trăsătură a slujirii care va primi răsplătire de la stăpân, această slujire trebuie să fie și imediată. Spune versetul 16, îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, adică cu aceeași promptitudine, cu aceeași spontaneitate, tot îndată. Și cel care primise cei 2 talanți s-a dus și a mai câștigat alți 2 talanți. Nu numai că ne-am identificat rolul personal,
Dar vreau să observați că Stăpânul Dumnezeu ne cere o acțiune imediată. Problema noastră când e vorba de slujire nu este de a contesta importanța slujirii. Eu sunt convins că la primul punct stăm bine fiecare dintre noi și suntem de acord că ceva trebuie să facem și noi, chiar dacă nu facem toți același lucru. Însă adesea avem probleme la punctul 2. Când e vorba de a acționa îndată, sunt așa de mulți factori de frânare, apar așa de multe obstacole, inerția asta a firii pământești, amânarea, care cumva vine la nivelul gândirii noastre. Da, Doamne, te voi sluji, sunt aici la dispoziția ta și voi face, dar nu de azi. Doamne, undeva în viitor, că deocamdată sunt atât de aglomerat, timpul nu-mi permite, agenda nu-mi permite. Doamne, am niște lucruri de rezolvat și Tu știi asta, dar într-un viitor, și nu definim foarte clar acel viitor, să știi că te voi sluji, Doamne. Și, dragii mei, timpul trece, viața trece, și se poate întâmpla să nu mai prindem acel moment, acel act declanșator al unei slujiri dedicate față de Dumnezeu. Mă gândesc la modul în care Iosif din Vechiul Testament a acționat îndată, când tatăl lui i-a încredințat o slujire. Citim aici în cartea Geneza acea situație când Iosif a fost trimis ca să-i caute pe frații lui și când tata i-a dat această responsabilitate, Geneza capitolul 37 cu versetul 13, Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Nu vedem aici nicio ezitare la Iosif, să fi zis ceva de genul, tată, dar neapărat acum, chiar acum, n-am chef acum să mă duc, lasă pe mâine că se descurcă, sunt mari. Sau să fi zis Iosif așa cam cum ne mai spun nouă copii în vremea asta, dar bine mă duc, dar mie ce mi iese de aici? Vorba unui frate, că dacă în generația noastră întrebam pe părinți ce mi iese, ne ieșeau vreo doi dinți, se întâmpla ceva, ceva ieșea de acolo, știți? Iosif nu pune întrebări din astea, dragii mei. Uitați-vă ce frumos răspunde Iosif, promptitudinea cu care el acționează și el spune, iată-mă, sunt gata, a răspuns el, iată-mă, sunt gata. Oare știa el ce l-așteaptă? Nu știa. Dar afirmația asta are multă greutate, adică afirmația aceasta vreau să vă spun că a caracterizat toată viața lui Iosif. Iată-mă, sunt gata. Și a fost gata să-i caute pe frații lui care îl disprețuiau, îl urau și care l-au vândut. Iată-mă, sunt gata. A arătat că Iosif era gata să sufere în temniță. Era pregătit datorită unei relații de calitate pe care el o avea cu Dumnezeu. Iată-mă, sunt gata. E afirmația care anticipează un Iosif atât de spiritual, atât de credincios, încât va fi gata să ierte pe frații lui când îi are în mână, nu se răzbună, ci le acordă iertare. Iată-mă, sunt gata. Reflectă atitudinea lui Iosif de mai târziu, când ajunge administrator peste țara Egiptului și într-adevăr este gata să-i ajute în general pe toți oamenii care sufereau de criză și de foamea care s-a declanșat atunci, dar să-și ajute frații, să-și ajute familia și să-și aducă toată familia acolo în Egipt ca să beneficieze de privilegiile pe care le avea și el. Dar Iosif, știți bine că este o tipologie a Domnului Iisus Hristos, care la vremea cuvenit a spus, Tată, în sulul cărții este scris despre mine, Dumnezeule, sunt gata să fac voia ta. Domnul este modelul desăvârșit. Dar acum, venind la noi, întrebarea din seara aceasta e următoarea. Când Domnul ne dă și nouă o responsabilitate, cum tata i-a dat lui Iosif, ne spune să facem câte ceva, vom fi gata să acționăm imediat, să acționăm îndată, sau ceea ce nouă ni se întâmplă foarte des este să pregătim scuzele. Dar de ce tocmai eu? Dar nu ai pe altcineva? Poate fratele păstor câteodată vă solicită în anumite acțiuni, dar frate, dar de ce tocmai la mine te-ai oprit? Biserica e mare, dar mai sunt și alții. Sau numai eu am fost și data trecută. Am făcut și data trecută lucrul ăsta, adică numai eu, iarăși eu. Sau bine, dar nu acum, cu altă ocazie, am și eu problemele mele, am urgențele mele pe agenda.
A fi disponibil pentru voia lui Dumnezeu înseamnă să mergi, înseamnă să fii gata. Mă uit în Scriptură și văd că oamenii care au înțeles dragostea lui Dumnezeu față de ei n-au pregetat, n-au ezitat în a-L sluji pe Dumnezeu. Uitați ce ne spune Biblia când are loc vindecarea soacrei lui Simon Petru în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, de la versetul 38, după ce a ieșit din sinagogă, Domnul a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. N-a zis, oa, ce bine că m-am vindecat, slăvit să fie Domnul, de acum să mă bucur de viață, să... așa... Nu mai vreau responsabilități, că cine știe că poate chiar de la prea multă muncă am ajuns așa în anemie, în boală, în suferință, gata, s-a terminat. Imediat a început să slujească, adică Domnul te-a vindecat, Domnul ți-a făcut bine, Domnul a intervenit în viața ta și în viața mea. Reacția normală care ar trebui să fie din partea noastră e încadrată în aceste cuvinte. Îndată a început să slujească. Sau vă rog să vă uitați împreună cu mine la acest pasaj în care este prezentată convertirea lui Saul, care devine apostolul Pavel. Este aici în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, și spune așa, în versetul 20, după ce are loc convertirea, întâlnirea lui în drumul spre Damas cu Domnul Hristos și are loc apoi întâlnirea lui cu Anania, care își pune mâinile peste Saul și Saul își recapătă vederea și este umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și versetul 20 spune așa, și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă slujire imediată. Da, e adevărat că mai târziu a avut un proces de maturizare, de creștere spirituală, mai mulți ani când s-a dus prin Arabia, aia scoate în evidență creșterea spirituală, că odată cu slujirea trebuie să fie și creștere spirituală. La începutul pocăinței, oricum suntem copii spiritual, nu înțelegem încă toate lucrurile și dacă nu ne-am maturizat, dacă n-am învățat, dacă n-am luat manualul Scripturii să vedem pendelete ce înseamnă și pocăința și slujirea, atunci am risca să obosim înainte de vreme sau să slujim într-un mod deficitar, nu după criteriile lui Dumnezeu. Dar această spontaneitate trebuie să-i caracterizeze pe toți copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, văd adesea creștini în bisericile noastre care de ani de zile nu se implică în niciun fel de slujire sau foarte puțin, sub nivelul capacităților. Ar putea să facă mai mult, dar oamenii se menajează foarte mult. Știți că există ceea ce noi ne-am obișnuit să numim zona de confort. Asta înseamnă că mă interesează mai mult confortul meu, să mai stau eu așa, să nu mă sacrific prea mult pentru Dumnezeu, lasă că o fi alții, cum se întâmpla într-o adunare când cineva care era solicitat la slujire, tot timpul avea această replică, se poate și fără mine. Și frații au mai insistat, pentru că el avea potențial. Era un om care se pricepea la multe lucruri, inclusiv putea să predice Evanghelia. Dar el mereu reacționa în replica lui obișnuită și spunea, se poate și fără mine. Dar într-o noapte omul ăsta a avut un vis, când toți erau la poarta raiului și trebuia să intre acolo și fiecare primea o răsplătire și când dă și el bucuros să intre, zice, sunt aici, aude o voce care spune, se poate și fără tine. Trezit din visul acesta tulburat, fratele și-a dat seama că nu-i de glumă cu Dumnezeu. Dacă Domnul ne-a mântuit, îl slujim și nu numai din datorie, că dacă am slujit din datorie, obosim. Dacă slujim doar din datorie, îți pierzi motivația, că știți, de multe ori trebuie să slujești oameni care sunt dificili. Și atunci ai tendința să abandonezi, să te retragi. Dar slujim din dragoste față de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când a slujit, când și-a legat ștergarul, și-a spălat picioarele ucenicilor în Ioan 13, înțelegem din tablou respectiv că acolo era grupul complet al ucenicilor, adică era inclusiv Iuda. Și Mântuitorul
spală picioarele ucenicilor, nu ezită să facă lucrarea asta, să speli picioarele unui trădător, a cuiva care s-ar putea să te trădeze, cred că este foarte dificil, mai ales când știi, că de multe ori noi nu știm. Și bine că noi nu avem această cunoștință pe care o avea Domnul Iisus Hristos. Deci slujirea, dacă o faci doar din datorie, te obosește, te epuizează, dar când dragostea de Dumnezeu e motivația care stă în spatele acestei slujiri, n-ai ezitări, îndată faci voia lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere și la aspectul acesta, o slujire imediată, nu o lăsa peste 10 ani, că nu știi dacă vei mai fi peste 10 ani, nu o lăsa într-un viitor confuz. Prietenii noștri amână pocăința și spun, da, o să mă pocăiesc, dar mai încolo, că mai am niște lucruri de rezolvat. Și noi amânăm slujirea. Asta este o problemă care ni se întâmplă. Dumnezeu să ne dea această putere și viziune să acționăm îndată, că există și o vreme în care poți să faci mai multe lucruri. Acum, noi nu avem pretenții de slujire în sensul mobilizării, al deplasării, de exemplu, de la frații în vârstă, că nu se mai poate, de la o vârstă nu mai poți. Ai vrea, s-a descărcat bateria, nu mai poți, vârsta, uzura aceasta fizică, își spune cuvântul, deci nu o să trimitem frații în vârstă în misiune pe nu știu unde, dar îmi pare rău să văd tineri cu potențial, care au voce și ar putea să cânte și nu vor, care Dumnezeu le-a dat glas și pricepere și limbaj ca să se poată exprima și nu vor să predice Evanghelia și Dumnezeu le-a dat sănătate și nu vor să se ducă și Dumnezeu le-a dat accesorii și mașini și potențial și posibilități și le țin doar pentru ei, doar pentru capriciile lor, pentru satisfacția lor, pentru pozele care vor fi încărcate pe diferite rețele de socializare, ce facem cu ce ne-a dat Dumnezeu? Astăzi se pune problema. Nu mâine când vă zice, Doamne, dar știi, aș vrea să te slujesc, dar acum nu mai pot, că deja am limitările pe care vârsta mi le impune. Astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu, să nu ne împietrim inimile, e un verset valabil și pentru pocăință, dar și pentru slujire. Doamne, ajută-ne la aceasta! Slujirea care va fi răsplătită, așadar, este personală, vezi ce poți tu să faci, care e rolul tău. Slujirea care va fi răsplătită este imediată, acționează. Fii un Iosif care spui, iată-mă, sunt gata, nu știi câteodată ce te așteaptă pe teren, dar să fii gata pentru a face voia lui Dumnezeu. A treia trăsătură a slujirii care va fi răsplătită de stăpân este o slujire constantă. Pentru că aici spune Domnul în pilda talanților, că după multă vreme, versetul 19, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. După multă vreme, această afirmație scoate în evidență că a trecut un interval de timp considerabil. Timpul probează statornicia noastră în pocăință, dar timpul probează și stabilitatea noastră în slujire, pentru că vedem adesea persoane care la început sunt entuziasmate și spun, Doamne, te voi sluji, gata, unde trebuie să mergem, fraților? Eu ce să fac? Numai să-mi spuneți ce să fac și sunt pregătit. Vreau să lucrez pentru Dumnezeu. Și ne bucurăm de ei, ne bucurăm de râvna lor, de această dedicare inițială pe care o au. Dar se pune următoarea întrebare, oare după multă vreme îi mai găsim în slujire? Și-au mai păstrat ei aceeași râvnă. Secretul unei slujiri frumoase, binecuvântate, este să rămânem constanți în slujire. Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem mai bine acest adevăr în pasajul din Romani, capitolul 12, care este o secțiune întreagă, numai despre slujire, dar eu citesc doar partea care ne preocupă în aceste momente și spune el aici, în Romani 12, de la versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Observați de câte ori repet Apostolul Pavel verbul acesta, să se țină. Adică nu-i totul că am început lucrarea. Oare o să mă țin de lucrare sau când dau de greu, la revedere, nu, am crezut că e ușor, nu? Am crezut că e așa, doar cu complimente, cu Domnul să te binecuvinteze și unde, câteodată ai de-a face cu Alexandru Căldăraru, zicea Apostolul Pavel că i-a făcut mult rău și alteori sunt dificultăți și obstacole, cât de sensibili suntem noi și dacă nu mai avem condițiile ideale,
pe care noi le-am așteptat pentru slujire, repede ne retragem. Nu ne ținem de slujire. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus nu se ținea de slujirea Lui? Pentru că știți, prin definiție, El a spus, Fiul omului nu a venit ca să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească. Asta a fost menirea Lui pe pământ până la punctul culminant, când și-a dat viața pe cruce, pe Golgota. Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Hristos ar fi spus Tatălui din cer, Tată, e prea greu, oamenii sunt dificili, vor să mă arunce în prăpastie, ucenicii sunt greu de modelat, material refractar, sunt încăpățânați, nu înțeleg nimic din ce le spun, nu învață nimic, să mă întorc în cer, că e mult mai bine în cer. Noi nu mai eram mântuiți, nu mai aveam parte de Harul lui Dumnezeu. Dar observați că Domnul Iisus Hristos, zice Ioan capitolul 13 cu versetul 1, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Du-te până la capăt, frate și soră. Știu că sunt obstacole, știu că sunt probleme, știu că sunt oameni dificili, că până la urmă slujirea noastră, oricare ar fi ea, implică interacțiune cu oamenii din jur. Orică sunt oameni nemântuiți, orică sunt ai noștri, dar care au asperitățile lor câteodată. Însă vă amintesc aici o afirmație pe care o face tot Apostolul Pavel când le scrie credincioșilor din Colose și îi motivează la o slujire pe care ei să o facă în numele Domnului spre slava lui Dumnezeu ca pentru Domnul. Coloseni capitolul 3, versetele 23 și 24. Orice faceți, și aici se încadrează orice slujire pe care o faci, de la faptă bună, milostenie, cântare în adunare, predicare, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și sublinează Apostolul Pavel, voi slujiți Domnului Hristos, nu fă ca pentru oameni, că dacă faci ca pentru oameni, spui, dar nu merită. Eu să slujesc pe oamenii ăia, să-i ajut pe ăia, dar nu merită. A, nu, ăia sunt niște profitori, ăia alți după ce îi ajut mă bârfesc, mă vorbesc de rău, ăia poți să te sacrifici tu și să faci orice, nu știu, să fie recunoscători, faci bine și iese rău. Și dacă slujești ca pentru oameni și rămânem focalizați pe latura umană, suntem dezamăgiți, suntem frustrați, ne pierdem motivația, ne retragem și spunem, nu merită, n-are niciun rost. Dar iată ce întorsătură de situație ne dă versetul acesta care spune, voi slujiți pe Domnul Hristos. Chiar dacă oamenii de multe ori nu văd, nu apreciază, și nu numai că nu apreciază, dau cu pietre în tine, te rănesc, în ciuda unor eforturi pe care le faci, în domeniul tău în care slujești, Domnul Hristos merită slujit. Dumnezeu merită slujit. Până la urmă, El n-a murit pentru cei mai buni oameni de pe pământ. A murit pentru noi, pentru nenorociți, pentru oameni păcătoși. N-a venit pe pământ să zică, vreau să mor, să-mi dau viața, dar numai pentru ei mai buni, mai de calitate, mai înțelepți. Nu, pentru noi care nu meritam. Meritam să ne facă acest bine? Nu meritam. Deci chiar dacă oamenii nu merită să le faci bine, nu merită dintr-o perspectivă umană să le slujești, implică-te în slujire ca pentru Domnul Hristos. O slujire constantă. Ca exemplu, îmi place aici să mă opresc la un tablou din Vechiul Testament, din cartea Iosua, capitolul 14, atunci când Caleb, un om în vârstă, stă de vorbă cu Iosua, cu prietenul și colegul lui de misiune și în dialogul acesta, printre altele, îi spune Caleb lui Iosua următoarele cuvinte, Iosua capitolul 14 de la versetul 10. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață cum a spus, sunt 45 de ani. De când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și acum observați ce afirmație puternică aduce Caleb. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Aceasta, dragii mei, numesc eu o slujire constantă. Timpul a trecut. Vârsta, și a spus cuvântul și asupra lui Caleb, da, sunt de acord cu faptul că oamenii erau mai tari, mai puternici, longevitatea mai mare, vă dați seama el și fizic la vârsta asta de 85 de ani încă se simțea puternic, nu e cazul în vremea noastră. Dar aici accentul nu cade pe puterea fizică, ci pe
această dăruire a lui, pe această vocație, această determinare spirituală, încât îi zice lui Iosua să nu crezi că am ruginit. Nu cumva să mă dai deoparte, eu mai pot să fac lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Și Iosua îl întreabă în dialogul acesta, stai puțin, am intrat în Canaan. Deocamdată suntem la împărțirea moștenirii pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Caleb, ești prietenul meu și Dumnezeu te-a remarcat și te-a apreciat, te-a binecuvântat, ai prioritate. Ce vrei tu să alegi din Canaan? Alege ce vrei tu. Ce ai fi ales dacă erai în locul lui Caleb? Ceva, o pajiște, un câmp întins, roditor, care așa cumva să promită o recoltă foarte îmbelșugată. Se uită Caleb așa în Canaan și eu să uite, văd acolo un munte, Hebronul, dă-mi muntele acela. Cred că Iosua pe moment a fost așa nedumerit, dar de ce vrei tu un munte? Știi de ce? Să-ți explic că pe muntele ăla au mai rămas niște uriași. Și pe muntele acela sunt cei mai mari dintre uriași. Uitați-vă la versetele 14 și 15. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Kiriat Arba. Arba fusese cel mai mare dintre Anachim, adică cel mai mare dintre uriași. Deci Caleb, la vârsta asta de 85 de ani, când alții își depun demisia, el își depune CV-ul. Zice, eu vreau să mai lupt pentru Dumnezeu, vreau să mai slujesc. Când alții vin cu cererea de pensie, chiar din generația lui, el vine cu o cerere ca să mai cucerească un munte. Când alții își alegeau zona de confort de care vorbeam, a, uite acolo sunt flori, câmpie, smochin, viță de vie, acolo vreau. El zice, nu, vreau muntele ăla, că mai sunt niște uriași, vreau să dau cu ei de pământ în numele Domnului. Și, dragii mei, Caleb n-a fost un demagog, n-a fost un om al vorbelor. E un om al faptelor. Dovada o vedem în capitolul următor, Iosua, capitolul 15, cu versetul 13. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul, lui i-au dat Kiriat Arba, adică Hebronul. Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac, cei mai mari dintre uriași. La 85 de ani să mai faci o așa lucrare, acesta e omul care slujește constant. De când a mers el ca iscoadă, acolo în Canaan, și până la vârsta aceasta, el stă lângă lui Dumnezeu, el continuă să creadă în Dumnezeu, el așteaptă alte oportunități de slujire, că nu întotdeauna sunt oportunități. Cât a mers prin pustie, prea multe lucruri n-a putut să facă în intervalul acela. Dar vedeți, imediat cum se creează o nouă ocazie de a face ceva, de a acționa numele lui Dumnezeu, el nu ratează ocazia. O slujire constantă înseamnă să mergi mai departe. Sunt greutăți, sunt piedici, sunt probleme, nu da înapoi. Pentru că Domnul e Cel care vede și care ne răsplătește în final, numele Domnului să fie slăvit. Și a patra trăsătură și ultima, dragii mei, pe care vreau să o amintesc în seara aceasta, slujirea care va fi răsplătită de stăpân, este o slujire productivă. Pentru că la urmă vin robii cu talanții, vine cel cu 5 talanți și spune, stăpâne, am mai adus alți 5 talanți. Și vine cel cu 2 talanți, care și el a fost productiv, a adus profit pentru stăpân și zice, am mai adus alți 2 talanți. Deci Dumnezeu vrea de la noi consacrare, dăruire, dar vrea și productivitate. E adevărat că noi cumva ne-am obișnuit cu ideea că Domnul nu vrea cantitate, ci vrea calitate. Există un sâmbure de adevăr în afirmația aceasta, dar nu e adevărul complet. De ce n-ar vrea Domnul și cantitate? Luca, ați văzut cum notează niște detalii, zice, cam 3.000 s-au botezat. Păi ce îl interesa pe Luca dacă s-au botezat 3.000 sau 1.000? Că îi plăcea lucrul ăsta, se bucura, nu ne bucurăm și noi când sunt mai mulți candidați la botez? Nu ne bucurăm când este și productivitate, când vin oameni sau mai mulți tineri se implică într-un seminar, într-o școală, învață pentru Dumnezeu? Păi ne bucurăm. De ce să fie numai unul, doi? Am vrea să-i motivăm pe cât mai mulți să își dedice viața pentru Dumnezeu. Productivitate înseamnă că tu, de exemplu, poate ai inspirație să faci poezii și zici, eu am de la Domnul versuri și câte faci? O poezie pe an. Dar tu ai putea să faci 10 poezii. Predici Evanghelia și ai putea să pregătești niște mesaje. În loc să ai 3 mesaje, să ai 100 de mesaje. Când cântări sau Domnul ți-a dat inspirație muzicală, să fii compozitor, să ai spirit de creativitate pe care alții nu-l au.
Dar putem să fim comozi, putem să fim leneși în ciuda darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu. Lipsa de productivitate se vede foarte distinct la cel de-al treilea rob. Vedeți că vine momentul când stăpânul îi cere socoteală și celui de-al treilea rob care a avut un singur talent. El este ilustrația cea mai convingătoare că atunci când cineva nu lucrează, nu-i productiv, nu aduce niciun fel de profit și noi vorbim în termen spiritual, pentru stăpân, pentru Dumnezeu. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat. Și acum vine cu scuzele, de unde rezultă că prima problemă sau prima piedică în calea productivității, în cazul acestui rob, a fost frica de riscuri. El însuși spune: mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Dar n-a fost teama aia bună de Dumnezeu. Frica bună de Dumnezeu mă face să acționez. Frica bună de Dumnezeu este sănătoasă, dă o minte sănătoasă. Frica bună de Dumnezeu te duce să-ți asumi responsabilitatea. Adică îți dai seama că nu te joci cu Dumnezeu. Ți-a făcut atâta bine și tu să n-ai un pic de recunoștință. Dar aici nu-i frica asta bună de Dumnezeu, aici e teama de riscuri. Dacă pierd și singurul talent pe care mi l-a dat stăpânul, dacă nu iese afacerea și o să-mi reproșeze stăpânul la urmă că n-am fost capabil să mă descurc nici cu un singur talent. Dar știți că frica asta de riscuri vine și la noi? Știți de ce mulți nu slujesc? Se tem de riscuri, ce mai nu ies în față. Dacă încerc eu să recit poezia și nu iese, uit versurile, ce fac după aia? Mă fac de rușine, mai bine nu ies, lasă recite cine vrea. Dar dacă încerc eu să cânt o cântare, pentru că da, uite, am darul ăsta de a cânta, dar dacă mi se taie vocea, poftim, aerul condiționat, nu mă simt prea bine, mi se taie vocea, nu mă fac eu de râs, ea mai bine să nu cânt eu, nu-i frica de riscuri? Sau la noi, predicatorii, te gândești, frații care cărmuiesc o biserică, sunt bine intenționați și vă pun să dați un îndemn, să promoveze, să se ridice oameni din popor care să dea sfaturi în numele Domnului. Și ce zici tu? Nu ies eu în față să am eu emoții, să mă ia pe mine cu transpirații, mai și uit, dacă pierd ideea de la predică, ce zic mai departe? Un frate zicea, dacă îmi pierd ideea, o dau pe putere. Există alternative întotdeauna, găsești o soluție, nu trebuie să te panichezi. Frica de riscuri e în orice domeniu de slujire. Dar dacă mă duc în evangelizare și îmi zgârie mașina, oamenii, n-am terminat de plătit ratele și oamenii sunt răi, hai cu ăștia, nu te joci așa, zgârie mașina, îți mai dă și câte o palmă, câte un pumn așa, de trebuie să mergi pe la medic după aia. Nu-s chemat să fiu misionar. Probabil alții au darul ăsta în zestrar, Domnul cu ei, eu mă rog din cămăruța mea că aici nu există niciun pericol. Frica de riscuri, vreau să vă spun că e în orice domeniu de slujire. Te temi să slujești ca să nu greșești, ca să nu te faci de râs. Și ce dacă greșesc? Asta e marea întrebare. Noi mai greșim la predică, mai se întâmplă, nu iese câteodată un cuvânt cum ar trebui. Ți se taie vocea la cântare, uiți versul de poezie. În evangelizare sunt oameni care te huiduiesc și de multe ori când slujești, vine câte cineva, poate tu te-ai bucurat, ai slujit, și vine câte cineva, te dărâm așa dintr-o dată. Cine te-a mai chemat și pe tine să slujești? Nu cam cum i-a zis lui David Eliab. Cui ai lăsat tu acele puține oi în pustie și ai venit și tu aici pe câmpul de luptă? Să cam depășești măsura, băiete, ce cauți tu aici? Și atunci te descurajezi. Frica de riscuri e în domeniul spiritual, dar mă întreb eu, de ce oare în domeniul material ne asumăm riscuri? Sunt alpiniști care neapărat vor să înfigă steagul pe Himalaya, nu? Chiar români de-ai noștri. Dar sunt unii care se implică în sporturi din astea extreme. Mai moare câte unul, își mai frânge gâtul, câte un picior în spital, nu contează. Își asumă riscurile. Dar când mergi cu avionul, nu sunt riscuri? Ba, și eu călătoresc și știu că sunt riscuri. Mai pică cât un avion, se mai poate întâmpla. Ne mai pocăim, ne mai rugăm, mai ales frații care vin de la distanță, Canada, America. Știu că în avion chiar ești în mâinile Domnului. Dar și când mergi cu mașina, ce-ar fi să spui, nu mai merg cu mașina, că statistica arată că sunt foarte multe accidente mortale și mor oamenii, păi nu vreau să mor, nu mă mai duc cu mașina de azi. Niciunul nu zice treaba asta, nu-i așa? Ne asumăm riscuri. Care gospodină ar lăsa vasele, să spunem așa, nespălate, să zică nu spăl niciun vas?
dacă sparg vreunul și mă mai ceartă și soțul, lasă-le acolo, uite ce frumoase sunt așa. Nu mă risc eu să sparg vase, să dau pe jos. Când speli vase, să mai sparge câte unul, mai dai o cană pe jos, dar în orice domeniu profesional, mai greșești, mai se întâmplă lucruri, te oprești din loc? Nu, te duci mai departe. Da, i-aș întreba pe frații care sunt antreprenori, oameni de afaceri, Dumnezeu le-a dat abilitatea asta, mintea, să se descurce. Dragii mei, dacă i-aș lăsa pe ei să vorbească, știți câte riscuri își asumă ei? Își asumă și pierderi, își asumă situații când nu iese, când planul, proiectul ți se spulberă, ți se dărâmă și nu se opresc. Se duc mai departe, pentru că au vocație și au curaj. Aici este vorba să ai curaj. Și atunci mă întreb eu, oare pentru Domnul nu se merită să avem curaj? Să fim îndrăzneți, adică oamenii lumei ăștia sunt așa de curajoși în păcatele lor, în fără de legile lor, în lucrurile astea ticăloase pe care le fac. Și noi să nu îndrăznim în numele Domnului, păi apostolii propovădeau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau riscuri? Ba da, știau că vor căpăta bătaie, că vor fi aruncați în temniță și că posibil vor muri. Dar au înțeles că pentru Domnul se merită. Nu numai că a fost fricos robul ăsta, dar în evaluarea pe care o face stăpânul, rob viclean, rezultă că a fost și viclean. Adică este un fel de, îngăduiți în termenul ăsta așa, de șmecherie în mintea unora, care se gândesc cam așa, și ce fără slujire n-ajung în rai? Uite ăla cu 5 talanți săracul, ce se zbate, se frământă, se stresează, cum să investească, și ăla cu 2 talanți la fel, bieții de ei, îi compătimesc. Eu stau la umbră, liniștit, și tot în bucuria stăpânului ajung și ei, nu o să am eu răsplata lor, nu o să am eu cununa martirilor, a misionarilor, da, asta mă interesează. Să fiu eu acolo, rai după ușă, după colț acolo, tot cu ei ajung împreună, e un vicleșug. În domeniul religios, mulți își creează iluzia aceasta că ajungi în rai și fără să slujești, că doar nu toți trebuie să facă slujire. Nu, eu sunt doar consumatorul care dau nota. Îmi place, îți spun un 10, un 9, nu-mi place, sunt dezamăgit, n-a fost har, n-a fost... Eu doar dau nota. Nu, Domnul nu are nevoie, evaluarea o face El, Domnul. Nu ne-a dat nouă sarcina asta să facem evaluări, să dăm note, să facem clasamente, cine a cântat mai bine, cine a predicat mai bine, să încărcăm, știu eu, pe YouTube, pe internet, clasamente, topul primilor cântăreți, a primilor 10 predicatori din România sau pe plan internațional. Nu e asta chemarea noastră, dragii mei. Vicleșugul acesta îl costă totul pe robul cu un singur talent. Stăpânul îi pune diagnosticul și spune, ai fost viclean. Și oamenii vicleni, nu numai că nu primesc răsplătire, dar se descalifică de la accesul în bucuria stăpânului. Și apoi vedeți că robul ăsta a fost și leneș. Lipsa de productivitate vine din cauza lenevirii. I-a plăcut lenevirea, a stat așa doar să urmărească, doar să vadă ce fac alții, dar el însuși n-a muncit. Solomon zice în Cartea Proverbelor că poftele leneșului îl omoară. În fiecare zi o duce numai în pofte. Adică, dragii mei, hai să ne reamintim această realitate. Când noi nu slujim pe Dumnezeu, nu suntem într-o activitate pentru Dumnezeu, dinamici, mobili, să facem ceva pentru Dumnezeu, ne dă diavolul de lucru. Asta e problema. Ne dă pofte, ne lasă să stăm așa, precum niște cartofi de canapea, există, nu? Sintagma asta, adică să stăm în fața ecranelor mici sau mari, absorbiți, pierduți, și când ai deschis și tu, măi, ia să văd câte ore am stat eu azi pe telefonul ăsta și nu-ți vine să crezi, aplicația care contorizează timpul stat pe telefon îți arată 4 ore, 5 ore, imposibil, dă eroare aplicația, nu dă nicio eroare, ne lucrând pentru Dumnezeu, facem alte lucruri. Și dacă n-ar fi periculoase, dar de multe ori sunt periculoase, ne iau timpul, ne iau mintea, ne iau noblețea sufletească, ne iau demnitatea, ne duc într-o lume a mizeriei, în universul acesta pământesc, unde nu mai este etica lui Dumnezeu, nu mai sunt normele morale stabilite de Dumnezeu. De aceea Solomon zice că leneșul o duce numai în pofte, lucrând pentru Dumnezeu, n-ai timp de bârfe, n-avem timp de fleacuri, de lucruri lumești, și lucrând pentru Dumnezeu, ți se nobilează sufletul, ai alte motivații, alte aspirații. Nu mă interesează să-l lovesc pe fratele, să-i dau jos pe ea, să-i pun pe ea. Nu mă ocup cu politica religioasă, pentru că eu mă ocup de lucrarea lui Dumnezeu. Lucrând pentru slava lui Dumnezeu, practic crești. Devii un om util în această lucrare a lui Dumnezeu. Și în final, lucrând pentru Dumnezeu, auzim vocea stăpânului, bine, rob bun și credincios. Cel cu un singur talent n-a avut același verdict. Stăpânul s-a uitat la el și a spus, tu nu te califici. Tu ai fost fricos,
tu ai fost viclean și ai fost leneș. Luați-l pe robul acesta și deznodământul este tragic. Și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aruncat în întunericul de afară pentru că n-a slujit, nu numai din cauza asta, ci neslujind și-a pervertit caracterul. Asta, practic, este morala centrală pe care ne-o transmite pilda talanților, că dacă noi nu lucrăm pentru Dumnezeu, nu numai că ne pierdem răsplata, că mulți mizează pe treaba asta, eu sunt din categoria aia mântuit ca prin foc, n-am răsplată, dar mântuit, asta mă interesează. Vedeți aici o altă perspectivă, cine nu slujește pe Dumnezeu, își deformează caracterul, devine viclean, șmecher, umblă cu subterfugii, bârfe, în culise, face lucruri. Practic astea îi erodează caracterul, încât el nu mai e compatibil cu natura împărăției lui Dumnezeu. Roman 14:17 spune căci împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci este neprihănire, de asta robul n-are acces în bucuria stăpânului, cel cu un sigur talent, pentru că el n-a cultivat neprihănirea. Dar în seara aceasta nădăjduim că noi ne asumăm trăsăturile robilor buni. Doamne ajută-ne! O slujire care va fi răsplătită de stăpân este personală, fă ce poți tu, nu te uita la ce fac alții, nu te compara, tu ai măsura ta, ai chemarea ta. Slujirea răsplătită de stăpân este imediată, n-o lăsa pe mai târziu, peste 10 ani, acționează imediat, că vremea trece, viața se duce. Ieri eram și eu la o mormântare aici, la Udvin, o soră de 35 de ani. Lasă câțiva copii în urmă, a căzut jos, căldură, infarct și a murit la 35 de ani. Se poate. Deci astăzi este vremea când noi mai putem să slujim. O slujire răsplătită de stăpân este constantă, fii un Caleb, un om care timpul trece, dar tu tot în slujire ești, tu tot în casa lui Dumnezeu vii, tu tot te consulți cu frații, fraților, ce să mai facem, să fie bine. Noi suntem un edificiu spiritual al lui Dumnezeu, o cetate așezată pe stâncă, să aruncăm lumină în lumea asta plină de întuneric. O slujire răsplătită de stăpân este productivă. Am făcut, nu zic, fiecare dintre noi, dacă am contabilizat un picuț în seara asta, fără îndoială, fiecare ați făcut câte ceva. Nu suntem chiar oameni care să nu-i făcut nimic, dar vreau să zic, puteam să facem mai mult, începând de la mine. Puteai să faci mai mult. Există loc pentru a face mai mult. Ați mai auzit pilda talanților de multe ori, dar în seara asta cred că este o remotivare pentru fiecare dintre noi, mai mult pentru Dumnezeu. Vremea este aproape, sfârșitul este aproape și Petru zice, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar vegheați în vederea rugăciunii. Și după ce termină de capitolul rugăciune, trece la capitolul slujire, fapte, slujiți pe Dumnezeu pentru că vremea este aproape. Domnul să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să continuați într-o slujire dedicată până va veni stăpânul care ne va răsplăti pe fiecare în parte. Amin. Amin.